Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru numărul mare, tot mai mare, de membri ai acestui canal, de abonați și care aleg să urmărească aceste emisiuni. Vă promiteam la înființarea lui, reînnoiesc această promisiune și acum, că acest canal se vrea a fi unul de jurnalism high-end, adică de calitate maximă, ceea ce este, fără falsă modestie, o spun, o raritate în România, cel puțin deocamdată. Aici nu vom umple timpul degeaba, nu vom filma tot felul de bălării, între ghilimele, doar pentru a umple un timp și a face audiență falsă. Aici nu vom învârti în ceaun doar pentru a amesteca și a amesteca și a regurgita, nu. Aici vom face niște analize, de obicei o dată pe zi, așa cum v-am obișnuit mai nou, pentru că eu nu sunt o redacție, sunt un singur om și deci nu vom putea avea nu știu câte emisiuni pe zi unde să tot amestecăm și să punem pe tapet într-un mod obsesiv și fără sens lucru doar de dragul de a arunca ceva pe internet. Nu vom face chestia asta. Trecem la subiect, fiindcă de multă vreme nu am mai vorbit, nu știu de cât de multă vreme, dar în orice caz, de suficient de multă vreme n-am mai vorbit despre Ucraina. Și acolo trebuie să vă spun care este opinia mea, dar și a multor specialiști, apropo de modul în care se va încheia și se presupune nu peste foarte multă vreme războiul de acolo. Dacă țineți minte, tot aici pe canal, discutam cu Năduf la începuturile războiului de invazie pe care îl face regimul criminal putinist împotriva Ucrainei. Discutam despre, dacă vreți, rezervele pe care le aveam, nu doar eu, dar mulți alți oameni care au mai citit câte ceva, s-au mai documentat apropo de cum se va termina acest război. În ciuda acelei euforii, acelui foc de paie inițial, tractoare ucrainene tractând tancuri sovietice, nici nu e așa de greșit, pentru că erau tancuri din era sovietică, tancuri rusești abandonate pe câmp și era tot felul de meme și așa mai departe. Realitatea cruntă, din păcate, a lovit. Suntem într-o situație unde o dictatură puternică din punct de vedere militar, cea putinistă, o dictatură care nu ține seama de viețile propriilor soldați, de viețile propriilor cetățeni și îi aruncă în malaxorul morții din Ucraina, o dictatură care importă soldați din Coreea de Nord, serviciile de informații sud-coreene, dar și cele ucrainene, ne-au confirmat chestia asta, că sunt pe drum spre front undeva între 8 și 12 mii de soldați nord-coreeni, printre care și trupe speciale, asta adăugându-se armamentului nord-corean pe care rușii îl folosesc la scară largă în Ucraina. Și atunci cum se va isprăvi toată această nebunie în condițiile în care Occidentul nu este nici capabil, dar nici doritor să facă un război total cu rușii întru apărarea Ucrainei? Asta știm deja că nu se va întâmpla, dar știm de asemenea că Occidentul a ales să nu facă nici măcar cât ar fi putut face pentru a evita un război cu Rusia, dar să ajute îndeajuns Ucraina pentru a se putea așeza la masa negocierilor, pentru că vor urma negocieri, imediat discutăm, cu niște aturi în mână, rachete cu rază lungă, alte categorii de armament, etc. Și atunci am ajuns într-un impas în care rușii în est avansează încet, dar sigur, în ciuda acestei idei geniale pe care au avut-o ucrainenii de a face o incursiune în zona Belgorod, Kursk, în Rusia propriu-zisă, în speranța că rușii vor disloca niște trupe și vor mai
decompresa, permiteți-mi expresia, zona de est. Nu s-a întâmplat acest lucru din nefericire. De ce? Pentru că, spre diferență de Ucraina, rușii au carne de tun. Multă carne de tun, viețile acelor indivizi nu contează și atunci suntem într-o dilemă capitală în Occident. Vedeți, în 1939, Europa civilizată până la urmă a sărit în apărarea Poloniei. A făcut război cu Germania nazistă. Astăzi, Europa civilizată, lumea liberă, Statele Unite, din motive absolut de înțeles, nu mai sunt nici doritoare, nici capabile, nici dispuse, nici cum să facă război cu Rusia, oricât ar fi fost de întemeiat în baza dreptului internațional acest fapt de a izgoni un invadator din teritorii invadate ale unui vecin, recte Ucraina. Asta nu se va întâmpla și cel mai probabil în cancelariile occidentale se vorbește deja, inclusiv pe coridoarele de la Kiev există aceste informații pe care le citesc în presa ucraineană, că se va negocia o soluție care va implica, fără discuție, din nefericire, cedarea de teritorii. Adică fix ceea ce n-a fost lumea civilizată de acord cu Hitler, va fi de acord cu Putin. De ce va fi de acord? Fiindcă nu va avea de ales decât să facă război, ceea ce nu vrea nimeni. Și atunci o să ziceți, bun, dar asta nu va schimba fundamental preceptele dreptului internațional? Ba da, de aici îngrijorarea tuturor. Știți probabil că nu cu mult timp în urmă, președintele Zelenski a prezentat așa numitul plan al victoriei. Și Zelenski a menționat atunci, puneți victorie între ghilimele, el nu le-a pus între ghilimele, dar din păcate e depus niște ghilimele. Textul integral, a spus președintele Ucraina, nu va fi făcut public, integral, decât pentru partenerii selectați, aceia care sunt esențiali, a spus el, pentru punerea sa în aplicare. Adică avem niște puncte și câteva din subpuncte au niște anexe secrete, le punem la dispoziție doar partenerilor strategici care ne vor ajuta să le punem în practică. Polonia, spre diferență de România, e vie pe plan internațional, România nu contează și Polonia a spus așa, prin ministrul adjunct de externe, Władysław Bartoszewski, și a spus așa, noi am oferit Ucrainei ajutor militar în cel mai crucial mod, noi Polonia, pentru că atunci când Germania doar vorbea de trimiterea de căști, noi am și trimis 320 de tancuri. Așa este. Așadar, contribuția noastră a Poloniei a fost în mod evident semnificativă, mai ales la început, când era mai mare nevoie de ea, adică vrea să spună ministrul adjunct de la Varșovia de Externe, când existența însăși a statului ucrainean era în dubiu. De aceea, spune domnia sa, Polonia trebuie să știe ce conțin aceste anexe secrete. Noi nu am avut nicio obiecție, pe noi nu ne interesează nimic. Noi avem cu ciolacul, cu șoșoacă, ăsta e nivelul nostru de piciorul broaștei. Polonia mișcă, e activă, noi suntem așa. Ce cred că se va întâmpla? Se vorbește tot mai mult de o similitudine care ar putea să apară în Ucraina între acest caz ucrainean
și cel german de după cel de-al doilea război mondial. Știm bine că în 1949, odată cu înfrângerea Germaniei naziste în 45, în mai, apar două germanii. Germania Federală, Republica Federală Germania, oficial, sau West Germany, dacă preferați, cum îi se mai spunea. Acest stat se naște în primăvara lui 1949 și în toamnă se naște cealaltă Germanie sau RDG-ul, Republica Democrată Germană, DDR. Cele două aveau sisteme complet diferite, sisteme politice, valori diferite pe care se baza guvernanța și așa mai departe. Sigur, RDG-ul era sub stăpânire sovietică, Republica Federală, Germania de Vest, era în lumea liberă, în lumea occidentală. Dar Germania, ca stat unitar, care se naște la 1871, în 18 ianuarie, nu mai era. Erau două Germanii. Și se vorbește foarte mult și probabil că acolo se va ajunge, similitudinea nu e perfectă, în care niște teritorii, cele ocupate până acum, de exemplu, sau se va găsi o altă formulă la negocieri, să rămână unde sunt, parte din Rusia, înglobate în statul rus, sau vom găsi o altă formulă, vor spune unii, dar va rămâne o Ucraina de vest, dacă vreți, liberă, occidentală, democratică, și care speră ucrainenii, care vehiculează această idee, va putea să adere la NATO. Eu am temeri mari de tot că Occidentul va avea atâta tărie încât și restul de Ucraina liberă să fie acceptat în NATO. Personal nu cred asta. Și eu cred că ăsta este visul și asta e miza lui Zelenski. Pentru a putea vinde propriului public această soluție, adică renunțăm la unele teritorii, inclusiv la Crimea, că nu putem să le recuperăm, de aia renunțăm. Și nimeni nu ne ajută suficient să o facem și atunci nu suntem în altă postură decât de a renunța. Dar Zelenski ar fi avut nevoie de un argument forte pentru a compensa pierderile fantastice pe care le-a suferit Ucraina. Și argumentul ăsta forte ar fi fost: uite, facem toată chestia asta care e dureroasă până la os și înapoi, dar am salvat statul ucrainean, care e suficient totuși de mare și e integrat în NATO cu garanții de securitate, la fel ca pentru orice alt membru NATO. Ăsta ar fi fost singurul argument care ar mai fi putut să țină. Și eu mă tem tare mult că acest membership nu va fi oferit Ucrainei care va rămâne. I se va spune, așa cum l-am auzit pe Mark Rutte, secretarul general, noul secretar general NATO, zilele trecute, spunând: da, sigur, la fel cum spunea și Stoltenberg înaintea lui, bineînțeles, dar cum să nu? Evident că Ucraina va face parte din NATO, acolo unde e locul, atunci când va veni momentul potrivit. Și eu mă tem că acest moment potrivit nu va veni niciodată și că Ucrainei îi se vor oferi alt fel de garanții. I se va spune: știi, uită-te, nu e bine să te integrăm în NATO cum e România, cum e Polonia, cum e Italia, Franța, etc. Hai mai degrabă să-ți oferim individual, țări importante îți oferă garanții de securitate. Și asta ar fi înfiorător pentru Zelenski, care ar putea spune pe drept cuvânt: stați un pic, garanții de securitate ni s-au mai oferit la Budapesta. Țineți minte memorandumul când am renunțat la armele atomice, noi Ucraina, pentru ca renunțând să primim garanții
de securitate, de la ruși, de la occidentali, câteva țări occidentale, Statele Unite, Marea Britanie, de exemplu. Și ce-am rezolvat cu asta? Arme atomice nu mai avem, ca atare nu mai avem nici acest as din mânecă cu care am putea nu neapărat acționa, dar amenința, și garanțiile voastre s-au dovedit a fi apă de ploaie. Adică ne-ați mai dat pe aici, pe acolo câteva chestii ca să n-ajungă rușii chiar la Kiev. Au și ajuns inițial, dar prin eroismul nostru am reușit să-i trimitem de acolo și cam asta a fost. Și acum veniți și ne oferiți alte garanții, alte hârtii iscălite de alte mâini cu alte pixuri și alte cerneluri. Va fi dificil de acceptat pentru Ucraina o astfel de propunere. Adică renunțăm la niște teritorii ale noastre, la îndemnul vostru al Occidentului, care nu vreți, linioară, puteți să ne ajutați îndeajuns. Bun, ok. Ne veți spune voi, Occidentul, nouă ucrainenilor, bine, dar nu putem face un război cu Rusia în toată regula, că ar fi singura posibilitate să-i trimitem în afara frontierelor voastre, unanim recunoscute internațional. Și asta e adevărat. E o situație crâncenă. Dar ar fi putut să fie un precedent cel al Germaniei în care să fi spus, cum vă ziceam, Zelenski așa. Uitați, a fost și cazul RFG-ului. Putem să devenim un RFG. Nu vom abandona niciodată ideea de a ne reunifica, exact cum a abandonat niciodată RFG-ul ideea reunificării. Îl ținem, îl putem înscrie și în Constituție acest principiu. Între timp construim un stat occidental puternic, cu o armată de invidiat, cu o economie de invidiat și membru NATO și al Uniunii Europene. Eu cred că ăsta ar fi fost singurul argument care ar fi contat pe piața internă și chiar internațional. Pentru că altminteri, ce vor spune familiile care au pierdut soldați, soți, fii? Adică ăștia au luptat degeaba, au sângerat degeaba, au murit degeaba, ca acele teritorii să fie oferite în schimbul a ce? În schimbul unor iscălituri ale unor state? Nici măcar în schimbul visului de a adera la NATO? E o situație teribilă, pentru că oricum ai lua-o. Faptul că până la urmă Ucraina va ceda teritorii este o catastrofă mondială. De ce? Pentru că se prăbușește încă o dată acest eșafodaj care de fiecare dată a fost construit cu atâta migală și cu atâtea sacrificii. Un eșafodaj al principiului care enunță forța dreptului și nu dreptul forței, nu dreptul celui mai puternic. Dacă eu sunt mai puternic și îți iau din cele 5 camere 2, de ce trebuie să se sfârșească toată povestea prin a rămâne eu acolo cu cele 2 camere și tu să fii zgonit în restul de 3 din casa ta? Din păcate, aici se va ajunge și cum văd eu că se întâmplă și citesc analizele pe care le pot procura și la care am acces, îmi dau seama că și ucrainenii cam acceptă această versiune a realității, care e singura, de fapt, reală, să o numim așa. Tot mai mulți ucraineni își dau seama de asta și tot mai mulți sunt de acord la o negociere, pentru că își dau seama că nu îi va ajuta nimeni mai mult decât o face acum Occidentul în speță. Sunt practic lăsați lor înșiși cu un picuț de arme cu care nu se pot recupera teritorii. Și atunci, fiind abandonați, măcar atât ar fi sperat. Ok, nu vă implicați într-un război, înțelegem asta, ăla ar fi fost singurul ce ar fi putut să ducă la eliberarea noastră. Putem să acceptăm și o țară mai mică, o nedreptate înfiorătoare, strigătoare la cer, dar măcar acceptați-ne în NATO. Asta nu se va întâmpla și atunci devine o problemă de nerezolvat. Pentru că nu știu dacă vreun politician cu scaunul la cap de la Kiev va fi de acord la cedarea de cu cedarea de teritorii mai degrabă, în schimbul a prea puțin.
Orice ar fi fost prea puțin oricum. A ceda teritorii nu poate fi compensat printr-o apartenență la o alianță militară, dar măcar ar fi însemnat ceva, măcar ar fi putut să fie invocat precedentul german. Adică RFG-ul, care aparține lumii libere, lumii prospere, care a aderat la NATO în 1955, la aproximativ 6 ani de la crearea sa în primăvara lui 49, care apoi, la începutul anilor 70, a aderat la Comunitatea Europeană. RFG-ul a devenit un exemplu de succes, niciodată abandonând ideea reunificării, când va veni vremea. S-ar fi putut face, în absența unor alte variante, o chestiune similară, dar oferind ceva credibil la schimb. Din păcate, la momentul vorbirii, Occidentul este ezitant să ofere ceva cu adevărat serios la schimb Ucrainei. Și ceva cu adevărat serios ar fi însemnat apartenența la NATO imediat și la Uniunea Europeană când veți îndeplini criteriile. Apartenența la NATO ar fi însemnat că rușii nu se vor mai băga nici un centimetru în ceea ce rămâne din Ucraina, în Ucraina liberă. Urmând să vedem în generațiile care vin cum putem repara această nedreptate înfiorătoare care se face acum. Dar ar fi avut un sens, ar fi existat o speranță și ar fi existat ceva în mână. Ce în mână nu-i minciună. Nefiind NATO în mână, fiind doar promisiuni, vorbe, totul se disipează așa, ca un fum. Și ce rămâne după disiparea fumului este faptul acesta, trist și dezolant. Ucraina știe că nu va putea recupera teritoriile și știe că va trebui să ajungă la o înțelegere cu rușii. Iar acum, marea miză, nici măcar nu mai e Rusia. Marea miză este a convinge Occidentul să dea Ucrainei, politic vorbind, cât mai mult pentru a putea înghiți această nedreptate înfiorătoare care îi se face prin o conjunctură teribilă. Conjunctura se numește Rusia putinistă, împotriva căreia lumea liberă, Europa, Statele Unite, Canada, NATO în general, nu vrea și nu poate face război. Și dacă ar fi să fim cinici, dar realiști, am putea chiar fi de acord cu această situație. De ce ai face un război care ar distruge, practic, Occidentul, ar distruge și regimul putinist cu certitudine, dar de ce ai face asta chiar și pentru Ucraina? Dacă nu o faci, poți ajuta Ucraina să-și recupereze cândva, poate în regimul post-putinist, teritoriile pierdute. Admiteri, un război acum, chiar nenuclear, chiar convențional cu Rusia, ar însemna o catastrofă planetară pe care Occidentul nu vrea să-și o asume. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal, pentru faptul că vă abonați la el și îl distribuiți. Mulțumesc că îl susțineți, e foarte important pentru jurnalismul independent, prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului sau Supers. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și să auzim numai de bine!